De ce am vorbit atât de puțin despre SEO și despre PPC când suntem la o întâlnire în care ar trebui să vorbim mai mult despre SEO și PPC? Acum, răspunsul este simplu. Am vrut să vorbim despre rețele sociale și să vă spunem mai mult despre ce facem noi la început de drum pentru piață, la ce facem noi la momentul ăsta pentru a ajunge la audiența noastră. Ăsta e motivul pentru care v-am vorbit mai mult despre rețele sociale, prin care, cu ajutorul cărora, noi ne-am promovat acest eveniment. Și totodată vă oferim și voi, vouă, tool-urile necesare pentru a ne ajuta și a ne susține în această promovare a evenimentului. Ce v-am prezentat, v-am adus aici, este un studiu de caz, o problemă care conține cam toate elementele care s-au discutat până acum, inclusiv zona de optimizare on-page și optimizare, mai puțin optimizare off-page, dar optimizare on-page al conținutului, plus construcția unui blog, plus prezența în rețele sociale, plus la final o să vedem o ușoară analiză a obiectivelor și dacă acestea au fost îndeplinite. Ok, acest studiu ne-a fost pus la dispoziție de către Web Digital, cărora le mulțumim pentru acest lucru. Ei au fost cei care au lucrat cu acest client. Acum, obiectivele pe care le-am avut, a trebuit să le îndeplinim pentru acest client. E vorba despre un client, un salon de înfrumusețare în zona Decebal. Un salon care a avut o viață destul de scurtă, din punctul meu de vedere, a durat un an de zile, în care au existat niște dispute la nivel de partenerii din salon, în fine, au plecat și cosmeticienii, am înțeles că, practic, oamenii reprezintă cel mai important element, bine, peste tot, dar în special într-un salon de frumusețare acolo, dacă îți pleacă cosmeticiana, s-a terminat cu salonul, deci nu mai există identitatea brandului sau identitatea serviciului dacă a plecat cosmeticiana și așa s-a întâmplat, într-o dispută a plecat cosmeticiana și după un an de zile a fost necesar o reorganizare și s-a reorganizat pe domeniu. Dar, în principal, un an de zile a mers și a fost deschisă spre a merge pe o politică de promovare online, o politică de organizare a practic a genera clienții din zona de pe internet. Și atunci a stabilit un obiectiv. A zis, domnule, eu vreau să am 1000 de prieteni din rețele sociale, care practic să fie acel volum de potențial clienți, de clienți deja existenți sau clienți care vor deveni clienți și să existe un soi de recurență a acelor clienți, ceea ce înseamnă că ei vor reveni și își vor face tot timpul manicura și pedicura la salonul din Deceba. Și s-a gândit că rețeaua socială sau rețelele sociale sunt un mediu foarte propice pentru acest tip de fidelizare a clienților și a permanentizare, știu, a genera această recurență. Avem prezența serviciilor pe rețele sociale, forumuri și comunități. Aici mă gândesc că vorbesc și de site-uri de file sharing, adică dacă a existat un filmuleț sau dacă a existat niște poze, acestea s-au distribuit, au fost distribuite pe site-uri de file sharing, Flickr, YouTube, Trilulilu, dacă au existat filme și tot așa, SlideShare, dacă a existat o prezentare și au existat prezentări. Prezenta tuturor paginilor motorul de căutare. Este un lucru pe care, în principal, noi nu îl gândim ca extrem de eficient. Adică nu știu dacă îl gândim în forma asta, dar vrem ca toate paginile să fie indexate în motorul de căutare. Asta e unul din obiective. Bineînțeles că, în mod natural, toate paginile se indexează, dar numai că câteodată nu se indexează toate, pentru că, na, se întâmplă să fie aiurea. Deci, și le-am propus, adică a fost propusă chestia asta. De asemenea, a fost propus și 1000 de vizitatori unici pe lună. Aia nu e un target foarte mare, dar pentru un salon s-a presupus că e ok. Și o rată de conversie de 4%. Bineînțeles că aici intervenea și zona de recurență. Și astfel se generau 40 de programări pe lună, care erau ok pentru salonul de înfrumusețare. Ce s-a întâmplat? S-a optimizat conținutul. Și aici discutăm despre o optimizare on-page cu termeni specifici, cosmetică și regional Decebal, în meniu, în
H-uri în, la începutul și în conținutul textului și la sfârșit. Și în URL. Acum, încă o dată, nu este cel mai bun studiu de caz, nu este cel mai bine optimizat site, dar este un exemplu de un produs care a funcționat, un serviciu care a mers, care a mers foarte bine și a atins obiectivul, și a atins cei 1000 de vizitatori nici pe lună. Ăsta e blogul. Structura de blog permite o adăugare permanentă de conținut nou, care, după cum știți, este, fiind conținutul nou, e un conținut bun pentru motorul de căutare, face ca întreg site-ul să fie plăcut, friendly, search engine friendly, tocmai datorită noutății conținutului. Conținutul este nou, conținutul este, se mărește, este mai mult, și atunci el, site-ul devine mai interesant pentru motorul de căutare, în ghilimele interesant. Putem folosi mai multe cuvinte și astfel el, prin creșterea în dimensiune, na, avem și șansa să avem mai multe pagini indexate și tot așa. Nu vreau să intru în detalii pe zona asta deocamdată. Aici avem long tail keywords, talon de înfrumusețare de ceva, care sunt căutări foarte specifice, care, bineînțeles că, na, ne poziționează, chiar erau mai multe saloane de frumusețare, nu știu dacă știți, pe zona de ceva, chiar sunt mai multe saloane de frumusețare și multe dintre ele, după cum vedeți și de spa acolo, o sea, bine, acolo e, na, dar mai sunt și altele, acum nu sunt chiar între primele 5, dar sunt și altele care au încercat să optimizeze pe saloane de frumusețare de ceva și, na, probabil au întâmpinat dificultăți. Dar există și atunci am încercat să facem căutări specifice, deci cuvinte cheie specifice. În rețele sociale, aici avem un high five, care, un cont de high five, care, bineînțeles, după cum vă spuneam, nu e foarte apreciat de cei de la high five. N-a fost șters, probabil nu s-a ajuns la un număr suficient de prieteni încât el să reprezinte o problemă, contul în sine. Dar, pentru client, contul de HiFive a generat vizite și, evident, și recurență și informațiile au fost transmise la acești prieteni. Avem contul de, Twitter, care are un background, după cum spunea Olivian, deci iar, practic, folosind, în prezentarea lui Olivian ați văzut background-ul ca fiind folosit pentru comunicare și aici avem un background. Avem și logo-ul și, bineînțeles, tweet-uri care transmit mesaje din cadrul blogului, mesaje de susținere a serviciilor, a brand-ului și a brand-ului. Aici avem Facebook. Facebook-ul nu a fost foarte... n-a fost susținut prin promovare activă, adică nu s-a făcut acea campanie pe Facebook, nu s-a targetat Facebook-ul ca suport pentru a genera clienți, dar el a existat acolo și urma ca în a doua perioadă, ce a fost un an de zile în care am zis, domne, facem, construim suportul și mergem pe campanie de, în motor de căutare și în site-ul partenere, după care o să încercăm să dezvoltăm natural zona de rețele sociale pe care suntem, după care o să încercăm să promovăm direct motoarele, direct rețelele sociale și pozițiile în rețelele sociale. Aici suntem prezenți în forumuri, prin discuții care antrenează iar brandul și aduc, comunică către publicul forumului brandul și site-ul și serviciile. Și bineînțeles că antrenează și discuții vis-a-vis de serviciile Trucala. Pagina de Flickr, după cum vă spuneam, aici sunt niște poze din cadrul salonului. Paginile, pozele sunt tăguite, au cuvinte care reprezentative pentru salon sau legate de cosmetică și înfrumusețare. Bineînțeles că atunci când
Google-ul indexează imaginile, vom găsi și aceste poze. Bineînțeles că asta ne va ajuta să comunicăm mai bine brand. Aici avem Analytics-ul, avem două statistici. Vreau să vă arăt aici că avem 12.333 de unici în perioada aproape 12 luni. 11 luni, de fapt, ceea ce înseamnă că ne-am atins acel număr de unici. Bineînțeles că o să spuneți, domnule, unici împarți la 12 și aia sunt unici pe lună. Nu. Așa este. Într-o perioadă am avut traficul, am fost ajutați de zona de reclamă cost per click, în zona de Google AdWords și site-ul partenere, dar overall traficul a fost undeva la 14.347 de vizite, ceea ce însemna undeva la 1.000 de vizite pe lună. Într-un cuvânt, ne-am atins obiectivul și am folosit astfel cam toate elementele pe care vreau să le folosim. Am folosit prezență în motoarele de... în prezență în rețelele sociale. Ne-am ajutat de această prezență pentru a aduce trafic către... și a comunica două elemente. A comunica, dacă nu-l aducem pe site-ul nostru și comunicăm în cadrul site-ului, îi comunicăm în momentul în care am interacționat cu utilizatorul, după care îl aducem pe site și îi comunicăm prin intermediul site-ului sau blogului sau oricărui alt element care îi comunică ceva despre serviciu și despre brand. Deci cam asta a fost cu studiul de caz.